saying that it feels right. Vă salut încă o dată și vă urez bun venit pe canal. Sper că vă place ceea ce vedeți până acum. Este o nouă zi, continuare în aventura noastră. Am plecat, mergem la casă, ne apucăm de treabă, vedem ce facem astăzi, vă filmez, vă țin la curent și sper că aveți o zi frumoasă. Hai să mergem! Timelapse! De toate, am promis în ultimul videoclip că vă voi prezenta ceea ce am reușit să facem după ce am filmat și practic sertarul și să vedem și cum a ieșit vopseaua. Haideți să ne uităm împreună. Bum! Cam așa arată. Cam așa arată. Da, să închidem ușa că am lăsat peste noapte. Arată frumos. Curat. Și am făcut și dulapurile. Nu am putut să vă spun atunci în videoclip, însă am reușit să le terminăm de prins. Am ridicat și LED-urile. Și o să, aici o să vină pus adeziv, finisat, curățite, pentru că am murdărit tot lucrând cu ele. Placaje de la pat despre care v-am vorbit, pe care le-am făcut și le-am făcut aceste guri de aerisire și de ventilație pentru saltare, pentru a nu face mucegai. Haideți să mergem în spate, să vedem și sertarul. În spate. Cam așa arată, momentan. Urmează să-i punem și un mâner, bineînțeles, tras. Pentru că nu pot să tragi tot timpul așa de el. A ieșit destul de încăpător. Material gros pentru a ține greutate. Finisaj alb pentru a se vedea frumos. Cam așa se vede duba din exterior, din spate. Albul a schimbat destul de mult interiorul, vedeți, față de ușa care încă nu am vopsit-o. Cam ce diferență este și cum arată. Aici va fi colorat alb sau albastru sau roz, de aceea nu am vopsit încă. Sub ce vă pot spune este că am reușit să mai fac ceva la instalație, am reușit să prind panoul de pe stânga să-l prind cu șuruburi, pe dreapta încă nu am făcut. Cam atâta, frigiderul face destul de multă gălăgie și este destul de murdar, trebuie curățit, dar pulisează și merge perfect. Și haideți să ne schimbăm, să ne apucăm de treabă. Ceea ce m-a zăzut că făceam era să poziționez din nou provizoriu baia pentru a verifica dacă decupătura pe care am făcut-o pe interior la toaletă pentru golire corespunde cum se va așeza WC-ul și cum va veni baia. Sunt un pic obosit de acesta. M-a bolbit pentru că au fost destul de grele și să le mut singur este destul de greu. Ideea este aia de să vă arăt cum a ieșit și cum se așează pentru momentul toaleta, mă rog, baia implicit. Cam așa s-a așezat pentru moment toaleta completă. Ceea ce vedeți aici, aceste spații nu sunt, ele vor fi lipite una de cealaltă. Însă am pus eu să mă sort practic toaleta, după cum am mai spus. Cam atâta spațiu mai rămâne pentru partea de instant și evacuare și poate ceva sertar pentru încălțiminte, nu știu sigur dacă va încăpea. Pentru că vine scaunul, spatarul de la scaun va veni undeva aici și vă dați seama, nu mai este loc. Ideea este că toaleta sau baia implicit a ieșit destul de spațioasă, după părerea mea. Vom vedea cum rezolvăm aici cu acest spațiu mort. Probabil îl vei pune o șipcă de lemn placată ulterior cu plastic, oricum de ce nu este poziționat exact cum trebuie. Cam așa trebuie să vine el, practic acum în spate la perete, dar nu am pus încă suportul de el să-l țină exact. Dar se pare că am făcut bine cum am făcut decupătura acolo.
Aici a dat Andreea jos ventilația pentru că trebuia să mă oprească. Aici rămâne un spațiu care va fi acoperit și pe care exact aici în această laterală va fi monitorul de baterie digital și monitorul pentru panourile solare, formând ca jos între toaletă și pat să fie un spațiu unde vor veni brichetele și toate celelalte alimentări 12V, 220V. Cam asta ar fi, vedem ce facem mai departe. Vreau să mă apuc să plachez pereții, vreau să decupez exteriorul. Haideți să vedem ce facem. Avem o problemă. O problemă legată de WC-ul, pe care nu am constatat-o până acum sau nu, la care nu m-am gândit nici de cum că se va întâmpla, însă haideți să vă explic despre ce este vorba. Ideea este următoarea. WC-ul este compus din două părți. Partea fixă și partea mobilă pe care am văzut și mai devreme că am scos-o. Cea care se golește și locurile speciale, care se umple cu tot ce se face la toaletă și se golește, mă rog, în locurile speciale cu soluțiile chimice, fiind o chestie biodegradabilă. Ideea este următoarea, WC-ul are acest rezervor prin care el practic se umple cu apă și combinată cu soluțiile acelea chimice. Problema este următoarea, WC-ul cum vine la noi poziționat, adică așa, mă rog, să înțelegeți, de-a, ca și poziționare cu capacul încolo să te poți pune așa pe el, are rezervorul de umplere pe partea aceasta. Eu am crezut că îl va avea pe partea exterioară putând umple cu putut pune lichide din exterior, însă nu este așa, m-am înșelat, nu se poate nici întoarce să-l poți face, astfel că în momentul în care vrei să pui ceva, va trebui să deschizi căsetea asta în interior. N-ar fi problemă că o deschizi în interior și pui, pentru că oricum sunt chestii curate care se pun aici, chimice, nu ai treabă să zici că miros sau ceva sau alte chestii de genul. Dar, la ce mă obligă pe mine asta? Eu aici vreau în dreptul WC-ului să am un perete fix. Având nevoie să am aici acces, va trebui în dreptul lui să fac o ușă în acel perete pentru a o putea deschide cel puțin o fășie atât cât acesta să culiseze în interiorul dubei așa, să poți desface, să poți pune lichidele de speciale pentru el. Deci, practic, avem nevoie să facem o ușă, ceea ce înseamnă mai multă complicare și mai multă muncă, dar trebuie să o facem, nu avem ce să facem. Don't you know? Don't you know? I fell for fools, gold, I fell for fools, gold, what did I know, what did I know, I fell for fools, gold, I fell for fools. Ceea ce m-a zis că făceam era să plăchez peretele acesta de la baie, pentru că este vizibil și îl vrem în ton cu restul pereților. Cel din spate, din partea cealaltă, nu va fi vizibil pentru că pe interior va fi placat cu polistiren alb sau polistiren PVC alb, iar pe exterior va fi atașat de el pe un alt dulap din pal alb în care va fi băgat în ștanturi și alte chestii. Deci asta m-a văzut că fac, a ieșit, trebuie să înlocuiesc acesta de sus pentru că s-a servit aici și trebuie să înlocuiesc, nu trebuie să o las așa. Ideea este că nu am făcut până jos acest perete cu placaj din acesta cu șipcă, pentru că nu este vizibil și ar fi încărcat cu prea multă greutate perete, deja el este foarte greu acum cu acesta pe el și nu și avea rostul, pentru că nu se vede acolo jos, acolo va fi un compartiment închis unde vor sta cabluri și alte chestii, nu va fi de acces. What did I know? I fell for fools, gold. I fell for fools, gold. What did I know? What did I know? And you a fool's gold. Yes, I did. Yes,
Haideți că am ajuns și acasă. Este ceasul 3 dimineața. Ne-am întins din nou până târziu. Am reușit să terminăm cei doi pereți laterali și cu peretele în care s-a atașat tubei de la toaletă, de la baie. Am reușit să punem adezivul între pereți pentru a izola, pentru scurgere de apă și a evita riscul de mucegai. Nu am reușit să facem mai mult de atât pentru că s-a făcut destul de târziu și ne-a luat destul de mult. Am reușit să stabilim exact poziția instantului, să punem scaunul, sistemul de rotire al scaunului de la șofer. Nu este definitiv pus, mai este o parte de vopsit, dar l-am pus pentru testare și pentru așezarea instantului. Nu știu cât de mult o să vedeți din materiale pentru că s-au tot întrerupt și au tot fost întrerupere, însă sper să scot ceva bun din ele. Încă nu le-am văzut pe toate, sincer vă spun, și este destul de târziu să le mai verific, o să le verific mâine de dimineață. În principiu, treaba merge bine, vă ținem la curent, sperăm că v-a plăcut ceea ce ați văzut și în vlogul următor am să vă prezint din nou tot ceea ce am făcut astăzi și o să vă explic pas cu pas ce și cum, pentru cei interesați, pentru faptul că mi se pare că vă sunt dator cu explicații la fiecare pas, întrucât astăzi n-am zis decât timelapse-uri mai multe. Vă mulțumim pentru că v-ați uitat, nu uitați like, share și subscribe dacă vă place și nu mă deranjează și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa! It feels right, yeah. I'm only saying that it feels right.